Să trăiți, să trăiți dumneavoastră, tot la treabă, tot la treaba. Încep săptămâna muncind, sunt la Călăraș. Și ce se întâmplă? Sunt chiar lângă Ramona. M-au întrebat băieții din zonă: domne, Ramona, știi că e de la noi din zonă? Hai, sunt la 3-4 km din zonă. Am înțeles că are o soră profesoară prin zonă, deci am venit bine. Săptămâna trecută am fost odată sau cop roșiile românești, acum am venit la Cireșe. Și slavă Domnului, avem. M-am informat, am aflat că roșiile sunt foarte bune pentru sănătate. Am aflat că sunt unii care numără cireșele din copac. Un copac așa, un copac mediu are în jur de vreo 7000 de cireșe. Mai sunt unii care n-au ce face, dar eu astăzi sunt la treabă. Să trăiți, bună dimineața, bine v-am găsit. Domne, văd că a fost un an bun până acum și cel puțin în zonă văd că ați fost feriți de alte probleme, de grindină, de piatră. Bună dimineața, într-adevăr nu am avut grindină, dar am fost feriți de fenomene dintre astea agresive, meteo, dar au fost ceva probleme în primăvară, în perioada înfloritului, perioada în care a fost destul de frig, nebulozitate, umiditate atmosferică ridicată, din cauza asta albinele nu au zburat, polenizarea a fost mult mai slabă, dar producție la unele soiuri este, ca și la acest soi, soiul Prime Giant, un soi timpuriu, dar anul acesta, pe fondul temperaturilor scăzute, el s-a maturat mult mai târziu, cu o întârziere de circa o săptămână. Cred că dacă aveam eu cireșele astea în urmă cu vreo lună de zile, 3 săptămâni, eram milionar în euro. Da, într-adevăr, este un soi extraordinar, cu fructe foarte mari, pietroase, foarte gustoase, fructe care depășesc 12 grame în greutate. Am văzut acum că aveți nevoie de personal la culesul cireșelor. Într-adevăr, este o problemă la nivel național, forța de muncă, și noi ne confruntăm cu aceste probleme, dar ușor-ușor le rezolvăm. Am înțeles că cireșele, m-am informat puțin, au fost aduse în Europa de către români, de undeva din Asia. Deci, iată că am pus noi umărul la treaba asta și sunt foarte căutate. Așa este. Până la urmă este fructul copilăriei. Toți ne aducem aminte că în copilărie mergeam la furat de cireșe. Sunt cele mai apreciate, alături de căpșuni, sunt primele fructe care apar pe piață și cele mai apreciate și căutate. Și chiar au și un preț pe măsură, ca să zic așa. Am văzut aici deja sus cât de frumos arată sau cop cireșele române și mulți ori întreba cu noi cam la ce preț or să apară, or să fie pe piață cireșele românești. La noi este la început primele, chiar astăzi recoltăm pentru prima zi în plantație. Am avut și un soi mai timpuriu decât acesta, Early Lory se numește, dar acel soi a fost grav afectat de îngheț și nu a rodit deloc. Deci, în România, cel puțin pe județul Călăraș, unde noi avem plantația, sunt primele cireșe care apar. Deci, în mod normal, de la noi pleacă undeva în jur de 10-12 lei per kilogram. Am înțeles. Cum să fac, de exemplu, am vrut să-mi cumpăr și eu 2 cireși să-i plantez la mine la țară și n-au fost cireși, au ieșit ca aici. Cum ne dăm seama când cumpărăm? Pentru că este foarte important atunci când vrem să ne cumpărăm un copăcel, un cireș, să știm de unde să-l luăm. Foarte important este să achiziționăm material săditor decât la pepiniere autorizate, iar pomii să fie însoțiți de pașaport fitosanitar. Este o etichetă care poate fi de culoare galben sau de culoare albastru. De preferat este să achiziționăm material certificat, asta înseamnă că are acest pașaport fitosanitar, această etichetă de culoare albastră, iar pe ea este inscripționat specie, soi, portaltoi și producător. Lucru foarte important, astfel o să avem pomi sănătoși, de calitate și autentici, ceea ce își dorește toată lumea. Rămân aici la dumneavoastră dacă aveți nevoie de mine să pun numărul la treabă. Mulțumim din suflet. Am aflat de la americani, există un concurs de aruncat sâmburi după ce mănânci cireșele. O să încerc și eu treaba asta. Recordul este de 28 de metri. Cred că o să dobor recordul ăsta. Vă mulțumim din suflet și Doamne ajută să găsim pe piață cireșe românești la un preț cât mai acceptabil. Mulțumim frumos, vă mai așteptăm cu mare drag. Sigur, este foarte important să găsim fructe românești, cu cât mai multe, cu atât prețul este mai acceptabil, că știți că întotdeauna prețul este dat de cerere și ofertă. Și fructele românești au alt gust, sunt cu totul și cu totul altceva. Adică ne aducem sau mâncăm cu adevărat fructe gustoase. Perfect, vă mulțumim din suflet. Pot să iau și o lădiță asta pentru Ramona? Se poate? Cu mare plăcere, o puteți lua pentru
întreaga așa fac. Echipă, ca să spun. Mulțumim din suflet. Domnul Răzvan, domnul Dani, astea sunt pentru Ramona Sen, dacă vor să-mi dea și pentru voi câteva cireșe, dar pentru Ramona cred că sunt suficiente. E din zonă de aici, țineți steagul sus, să trăiți o zi frumoasă, la revedere. Am că i-am păcălit și astăzi. Dacă tot ești acolo, pune mâna și ajută oamenii să culeagă. Nu vezi că au probleme cu forță de muncă?